hai să descoperim cele mai tari jocuri ale copilăriei alături de Gabriela Sabo. Copilăria noastră a fost una extrem de frumoasă. Îmi aduc aminte cu plăcere de perioada copilăriei, mai ales că nu erau foarte multe activități ca și în ziua de astăzi, iar joaca pentru noi era un lucru extraordinar de frumos. Abia așteptam să venim de la școală sau de la grădiniță, să stăm în fața blocului, să sărim coarda, să sărim elasticul sau șotronul. Ei, mie mi-a plăcut foarte tare șotronul, nu știu de ce, pentru că tot timpul trebuia să arunc o piatră, să rămân în acel pătrățel și să nu greșesc. Așa că pentru mine jocul copilăriei a fost șotronul, pe lângă alergarea, bineînțeles, care, mă rog, îmi plăcea foarte mult să alerg. Ascultă Itibiții și descoperă încă un joc al copilăriei. Hai la joacă!